găsit? Cum vă numiți? Atiță de la Afumați. Cu TZ. Cu TZ. Da. Locul nașterii? La cea mai șmecheră și cea mai șucară maternitate care se există în București. Million dollars. Cu doi de M? Nu, cu doi de S, te tăieți. Ca la doler. Unde ați mai lucrat? Mai mult pe afară. În străinătate? Nu, boss. La spații verzi. Pe afară. Am înțeles. Ați venit cu CV-ul? Nu, boss. Cu 336. M-am lăsat chiar aici. Ce studii aveți? Școala vieții, boss. Școala, da. Dar facultate? Am și facultate. Ce? Vis-a-vis de blocul unde locuiesc. Am Politehnica. Unde vă vedeți peste 5 ani? Păi dacă mă ajută pe mine Dumnezeu și nu văd de ce nu m-ar ajuta că am dat dedicații de alea la biserică, la catiste, tot în libertate. Vorbiți limbi străine? Nu, boss, așa vorbesc eu. Un telefon? Sigur, boss, deci am așa, fii atent, am telefonul ăsta, e tot cu touchscreen de ăsta, nu Samsung, și am și de ăsta, am iPhone, dacă vrei, de ăsta nou, e ultimul model de iPhone, iPhone 5, ți-l dă fratele tău la 1500, sau la 1500, are touchscreen, are tot ce vrei tu. Lăsați să mergem mai departe. L-a furat de la un doctor din Germania. Bă, de treabă. Dar de ce doriți să vă angajați anul? Care e motivul? Să mă angajez? Pe ce, o față de prost, boss? Eu am vrut să mă angajez? Păi de ce ați venit la interviu? Păi venit la interviu, nu zic că e interviu! Am vrut să dau și un interviu la valoarea care o am, nu? Păi ce pot să difuzează și la ce oră, să-i zic lui mamă? Vă sunăm noi. Boss, dacă n-ai credit sau ceva, dai un bip, te sun eu, care fratele tău, minute, câte vrei. Ia că vă sunăm, mamă. Haide, mamă. Al, da! Hai te pupă fratele tău că pierd rata spre Afumați. Da, mamă, vine acum, cum să nu? Am dat interviu, da! Dale nutul dintr-un. Dale nutul.